Ok, dragi prieteni, salutare, numele meu este Gabriel, bine ați venit pe canalul meu să vizionăm împreună seria noastră de War Thunder. Astăzi, dragi prieteni, jucăm tot cu francezii și anume jucăm cu tankul acesta minunat care este de rang 4 și de 6.0 care se cheamă AMX-M4, dragi prieteni. Este un tank excepțional de bun, vi-l recomand și vouă să jucați și voi cu el, pentru că chiar face, sincer, face treabă bună de fiecare dată. M-a uimit acest tank de când l-am deblocat. Am crezut că o să meargă rău, dar din contră, chiar de când l-am deblocat, a început să meargă bine. De ce zic asta? Pentru că te dă și cu un proiectil care te dă din prima cu un proiectil bun, care penetrează cu ăsta care joc eu acum. Și na, face treabă bună. Ia uite, tocmai am avut aici un kill. Ce frumos l-am luat pe ăla. Bun, acest tank, dragi prieteni, hai să vă zic câte ceva despre el. Este de, are tunul de 90 de milimetri acest tank. Ia uite, vine unul aici pe deal, un T-34. Ia să vedem. Ok, l-am criticat. Hai să-i mai dăm una. Bun, bine că am scăpat și de asta. Ok, tunul, m-a nimerit tunul. Tunul este de 90 de milimetri, dragi prieteni. Mamă, ce frumos l-am prins pe ăsta, IS-1. Oho, ce frumos l-am prins frontal, dragi prieteni, ați văzut? Și aveam și probleme la turelă, ați văzut că m-a nimerit el înainte. Și totuși eu i-am dat one shot frontal. Ați văzut? One shot i-am dat frontal la IS-1. Vedeți, este foarte bun acest tank AMX-M4. Bun. Deci, are tunul de 90 de mm, dragi prieteni. O zic pentru a treia oară. Așa. Și are 9 proiectile. Puteți să trageți 9 proiectile într-un minut cu acest tank. Încarcă foarte repede, deci 9 proiectile într-un minut este perfect. Ia uite că l-am distrus și pe ăla cu Pantera. Ok. Timpul lui de încărcare după ce se termină astea 9 proiectile, dragi prieteni, este de 38 de secunde. Măi, nu este așa de mult timpul lui de încărcare, 38 de secunde, gândiți-vă că na, nu este chiar atât de mult, dar totuși înainte, într-un minut, ai 9 proiectile în care poți să le folosești cu mare încredere. Ați văzut cum am făcut eu mai înainte. Bun, hai să vedem, vine unul pe aici. Ce e ăsta, frate? Hai să fim un pic atenți pe aici. L-a nimerit careva, că ia uite, iese fum. Ia hai să vedem dacă reușim să-l prindem cumva, ne suim aici. Ia uite-l mă că vine. Haide mă, bum, ho, ho, ho. Ce frumos l-am prins și pe ăsta, tot un IS-1 am prins aici. Foarte, foarte ca lumea. Ok, bun, deci spuneam că are timpul lui de încărcare este de 38 de secunde după ce se termină aceste 9 proiectile. După are 52 de tone cântărește acest tank, nu este chiar atât de greu. Viteza lui maximă, dragi prieteni, este de 57 de kilometri la oră. Viteza lui pe o platformă dreaptă se mișcă foarte repede. Eu acum când joc cu el nu am modificat tot tankul, nu l-am modificat la maxim. Nu am modificat nici motorul, tocmai de aceea el se mișcă un pic cam greuț, așa să spunem. Pentru că odată ce ai transmisia și motorul modificate la maxim, atunci o să vedeți că fiecare tank în parte, nu numai acesta, în fiecare tank în parte începe să miște mult mai bine pe hartă. Oh, ce frumos l-am prins și pe ăsta, IS-2! Mamă ce i-am făcut și lui ăsta. Vedeți, este foarte bun acest tank. Îl recomand și vouă. Ok, bun. Deci am zis 57 de kilometri la oră și vizibilitatea lui, dragi prieteni, este de 120%. Iarăși mă repet că în fiecare episod, deocamdată cu vizibilitatea nu se știe încă dacă... Oh, ce avem aici? Tot un IS-2 avem aici. Nu se știe încă cu vizibilitatea lui dacă... Îl vedeți voi sau ei vă vede 120%, dar eu zic că de ambele părți este aceeași vizibilitate. Bun. Hai să vedem un pic.
Să vă zic un pic și despre proiectilele lui. În total are două proiectile acest tank, dar faza este în felul următor. Primul proiectil care joc eu cu el acum, care îl are din dotare acest tank, îl folosesc pentru că al doilea proiectil nu este bun, dragi prieteni, este doar proiectil cum sunt alea cu explozibil foarte mult în ele și na, nu prea îl folosește nimeni acel proiectil. Tocmai de aceea considerăm că are doar un proiectil. El are două, dar noi considerăm că unul are, pentru că, v-am zis, acele proiectile nu le folosește mai nimeni cam niciodată la aproape 99% la niciun tank. Ok. Bun. Penetrajul lui, dragi prieteni, este la 100 de metri. Penetrează 191 de milimetri. Ia uite că ne-a dat bombe aici, trebuie să fugim cumva. Deci, la 100 de metri, 191 de milimetri, la 6.0 este perfect. Să penetrezi 191 de milimetri, plus de asta ai și 9 proiectile care încarcă într-un minut, este perfect pentru rankul lui. Numai că faza e, na, câteodată, ia uite, tocmai m-a prins un Ferdinand acolo. Vă mai dă și cu tankuri mari, vedeți cum m-a dat pe mine, eu joc cu 6.0, dar după cum vedeți, trage în mine Ferdinand ăla, este de 6.7, dar oricum, stați și voi atenți că o să faceți față fără probleme. Ia uite, tocmai m-a distrus nenea Ferdinandu, ne-a rupt, dar vedeți, am avut 6 kill-uri în partida asta, dragi prieteni. 6 kill-uri, vedeți, m-am descurcat perfect. Hai să vedem un pic și pe harta asta. Ia uite ce prindem aici, mamă, frumos, l-am prins ca lumea pe ăsta. Ok, deci ziceam, 100 de metri, 191 de milimetri penetrare și la 500 de metri are 180 de milimetri penetrare acest tank. Este, v-am mai zis, este perfect. Ia să vedem aici, ia uite un Tiger, ho, ce frumos l-am prins și mai vine încă unul. Hai să vedem, poate, uite-mă că ăsta nu m-a văzut, mă, frate. Frumos, două Tigere în mai puțin, vedeți ce înseamnă să încarci repede cu tankul ăsta, să ai 9 proiectile într-un minut. Vedeți, a venit un Tiger, buf, i-am dat din prima one shot. Am avut și noroc că celălalt nu m-a văzut într-adevăr, dar cu avantajul că încarcă foarte repede acest tank, am avut destul timp ca să-i dau și lui ăla. Ați văzut? Ia uite și aici. Nici ăsta nu m-a văzut, era un T-34. Vedeți, în mai puțin de câteva, de 20 de secunde, să zic așa, am omorât două taigăre. Ați văzut și voi, plus de asta a mai venit și T-34 ăla, care l-am prins foarte frumos, nu m-a văzut. Asta înseamnă, asta îmi place mie la francezii ăștia. Pentru că au armura într-adevăr, o au slabă, deci atenție mare că armura o au slabă ăștia, tankurile astea de la francezi, dar chestia este că încarcă foarte repede, ceea ce este un avantaj extrem de mare pentru un tank să încarce repede și, na, ce să zic, trage și bine, vedeți și voi că penetrează în general, astea de la francezi penetrează foarte bine. Bun. Hai să mergem un pic înainte, să vedem ce mai putem să prindem pe aici. Câștigăm și partida asta. Se termină, de fapt, partida. Ia uite, un KV2. Ho-ho. Alte 5 kill-uri am făcut și aici. Ați văzut, 5 kill-uri am făcut și aici în partida asta. 5 kill-uri am făcut și în partida trecută, fără să murim. Vedeți și voi, cam asta a fost, dragi prieteni, cu acest episod. Vedeți, astea de la francez, să știți că se descurcă foarte bine. Tocmai v-am zis, de aceea vi le recomand și vouă să începeți și voi să jucați cu francezii, pentru că sunt tankuri excepțional de bune. Bun, dragi prieteni, eu am fost Gabriel, sper că v-a plăcut acest episod. Ne vedem data viitoare la următorul episod din War Thunder. La revedere!